într-un tărâm îndepărtat, sub cerul senin și strălucitor, se întindea tărâmul zânelor. Acolo, printre păduri înfloritoare și lacuri cristaline, se înălța un castel măreț și fermecat, numit Castelul de Cristal. În acest castel trăia o zână înțeleaptă și bună, cunoscută drept zâna Selenia. Castelul de cristal era o bijuterie a tărâmului, cu turnuri înalte și ziduri luminoase, strălucind ca diamantele în razele soarelui. La apusul fiecarei zile, castelul devenea într-un mod misterios un adevărat spectacol de lumină. Lumina sa colorată dansând prin cer și reflectându-se în apele lacurilor învecinate. Selenia, zâna înțeleaptă, păzea cu grijă tărâmul și întreținea echilibrul dintre lumea magică și lumea umană. Ea era înzestrată cu puteri de neimaginat, putând controla elementele naturii și vindeca cuvintele ei bâlânde. Ochii ei albaștri erau asemenea cerului senin, iar rochia ei era ca un vâl de lumină. Copiii din tărâmul zânelor adorau să asculte poveștile lui Selenia, iar cea mai iubită dintre ele era povestea castelului de cristal. Selenia le spunea despre magia castelului, despre curajul și înțelepciunea necesare pentru a ajunge la el i-a încurajat să-și urmeze visele și să creadă în puterea lor de a înfrunta provocările. Într-o zi, un tânăr aventurier pe nume Leo a pășit în tărâmul zânelor. El a auzit povestea castelului de cristal și a hotărât să pornească într-o călătorie pentru a-l găsi. Îndrumat de fluturii mesagerii ai zânei Selenia, Leo a străbătut pădurile și a trecut prin văi în căutarea castelului. Călătoria sa a fost plină de provocări, dar cu curaj și perseverență, Leo a reușit să ajungă în fața castelului de cristal. Când Selenia l-a întâmpinat cu un zâmbet bâlând, el a simțit o forță magică parcă-l învăluia. Selenia i-a încredințat o cheie de cristal, simbol al înțelepciunii și puterii, și l-a îndemnat pe Leo să împărtășească magia castelului cu lumea umană. Astfel, Leo s-a întors în lumea oamenilor și a împărtășit povestea castelului de cristal cu toți cei din jur. Cu cheia de cristal în mână, el le-a adus tuturor o rază de magie și speranță în inimii. Povestea și învățăturile lui Selenia au continuat să strălucească, ducând lumină și bucurie în fiecare colț al lumii. Odată cu întoarcerea lui Leon în lumea oamenilor, vestea despre castelul de cristal și zâna înțeleaptă Selenia s-a răspândit rapid. Oamenii au venit din toate colțurile lumii să audă povestea minunată și să cunoască magia din spatele ei. Castelul de cristal a devenit un loc de adunare pentru cei care căutau inspirație și înțelepciune. Cu trecerea timpului, castelul a devenit un centru de învățare și dezvoltare personală. Selenia a început să organizeze ateliere și cursuri pentru toți cei interesați să învețe despre puterea interioară și să-și descopere propriul potențial. Oamenii învățau să folosească magia din jurul lor pentru a crea armonie și frumusețe în viețile lor. Printre cei care au venit să învețe de la zâna Selenia s-au numărat și copii curajoși și dornici de aventură. Acești tineri învăță cei au devenit gardieni ai tărâmului zânelor, promițând să păstreze echilibrul dintre lumea magică și cea umană. Ei au învățat să controleze elementele naturii și să aducă bucurie și lumină în viețile oamenilor. Castelul de cristal a rămas un loc special, unde tineri și bătrâni, zâne și oameni se adunau pentru a învăța, a împărtăși și a se conecta cu magia Universului. Selenia, zâna înțeleaptă, a continuat să vegheze asupra tărâmului său și să inspire generații întregi de căutători de înțelepciune. Și astfel, povestea Castelului de cristal și a zânei Selenia a trăit în inimile oamenilor, continuând să aducă speranță, bucurie și magie în fiecare zi. Pentru că în fiecare suflet există o scânteie de magie, iar atunci când credem în puterile noastre, putem transforma lumea într-un loc mai frumos și lumin.